Domnule președinte al României, domnilor președinți ai Senatului și Camerei Deputaților, doamna prim-ministru, prea fericite părinte patriar, înalt preasfinția voastră, excelențele voastre, doamnelor și domnilor senatori și deputați. Aducem omagiu astăzi unei pagini înălțătoare, dar și tragice, din istoria noastră modernă. Străbunica mea, Regina Maria, spunea la sfârșitul primului război mondial că, după atâtea clipe negre, îi era teamă să privească lumina zilei. Poporul nostru a pornit la război cu cântecul pe buze, pentru că se ducea să lupte pentru visul lui de secole. Dar visul a fost împlinit cu un sacrificiu uman fără precedent. Despre tragedia românească din acei ani, suverana României Mari spunea: câte sacrificii, ce măcel, câte moarte. Astăzi, după 100 de ani, cugetul nostru se bucură, în timp ce sufletul nostru lacrimează. Să fim mândri pentru mare unire și recunoscători pentru pagina glorioasă scrisă de armata noastră. Dar să nu uităm niciodată că fiecare familie de români a fost în doliu la acea vreme. Să admirăm pe oamenii politici de atunci, care, indiferent de doctrina lor, au consolidat procesul unirii. Să păstrăm în minte și în suflet întoarcerea triumfală a regelui Ferdinand și a reginei Maria în București, la 1 decembrie 1918. Trecerea lor pe sub Arcul de Triumf, alături de Parlament, armată, guvern și sute de mii de români, a fost un gest al renașterii naționale. A fost, de asemenea, un moment de comuniune și de reflexie, de fericire și de jale, un legământ pentru viitor. După un secol de la Marea Unire, coroana română continuă să susțină aspirațiile de democrație și libertate ale națiunii. Familia regală este implicată, profund și durabil, în consolidarea locului României în familia europeană a națiunilor. Așa să ne ajute Dumnezeu.